Iată, în a treia parte a emisiunii noastre vorbim despre ofensiva Aldea. Am avut și o știre pe care vreau să o repet. Este vorba de faptul că la nivel de alianță între UNPR și PMP s-a avut loc o ruptură. UNPR este partid de senator. L-am avut prin telefon pe domnul senator UNPR Mihai Neagu, care ne-a anunțat că de astăzi toți consilierii și toți membrii votanți ai UNPR-ului se vor alătura campaniei ALDE pentru a sprijini ALDE la nivelul județului Suceava. Vreau să vă fac un anunț extrem de important pentru noi, dar și pentru dumneavoastră. Sunt un pic emoționat, nu prea pare a fi un tip emotiv, dar să știți că acum chiar sunt. Mâine, Plus TV, televiziunea noastră, împlinește 9 ani. Împlinește 9 ani, sigur, va fi o sărbătoare, așa cum facem noi, prin multă muncă, de la ora 6 dimineața până la ora 24. Facem pentru dumneavoastră, pentru a fi informați cât mai bine și cât mai corect de aici, din studiourile Plus TV. Le doresc la mulți ani tuturor colegilor mei, vă doresc la mulți ani și noastră și să dea Dumnezeu să fim împreună cât mai multă vreme. Da, mâine vom avea și noi o mică întâlnire aici la ora 9, la ora 10 dimineață. Vom avea un tort, așa ca la sărbătoare, cu nouă lumânărele. E bine, ne vom bucura și sunt convins că și noastră vă bucurați alături de noi. Să fim cu toții sănătoși, să ne ajute Dumnezeu să trăim într-o România mai bună și mai dreaptă. Revenim la politică. Vă spun și eu la mulți ani pentru cei 9 ani frumoși și încerc să fac o comparație. Fiica mea cea mică, Alexandra, s-a născut acum 9 ani în martie. Dumneavoastră, am înțeles că v-ați născut în noiembrie acum pe... Nu, noiembrie, a fost ziua numelui. Nu, dumneavoastră, ziua numelui, da, de Sfântul Mihai. Dar televiziunea. Dumneavoastră, da, ca televiziune, v-ați născut tot acum 9 ani și mă uit cum a crescut copilul meu și îmi dau seama ce mult înseamnă pentru o firmă să aibă 9 ani vechime, mai ales în zona aceasta de presă, în care lupii sunt mult mai periculoși, răutățile și interesele sunt maxime și vă felicit pentru toată această perioadă în care ați reușit să stați drept în fața tuturor celor care aveau cu totul și cu totul alte interese, că ați slujit cetățeanul cu informații corecte și cinstite, nu cu informații plătite la ordin politic, ceea ce, sunt convins, n-a fost ușor pentru dumneavoastră din punct de vedere economic. Așa este. Domnule Băișanu, ALDE, ce își propune ALDE pentru viitoare guvernare? Este evident că ne propunem în această campanie nu să atacăm neapărat pe cineva, ci să facem așa cum am făcut astăzi, comparații între guvernări și să spunem adevărul despre ce au făcut cei de la PSD, despre ce am făcut noi împreună cu domnul Tăriceanu, cu cea mai bună guvernare pe care a avut-o România în perioada 2004-2008, și ca vârf și ca medie, să vorbim despre alianța dintre PSD și noi la momentul în care am câștigat alegerea în dauna lui Traian Băsescu, să scoatem în evidență greșelile pe care le-au făcut ceilalți și să-i conștientizăm pe români că nu trebuie să uite răul și trebuie să înțeleagă că binele îl pot face doar oamenii responsabili, patrioții care au mai demonstrat odată lucrul acesta. Corect. Și nu trebuie să ne lăsăm păcăliți de vorbe sau de măști de tehnocrați sau orice altă formă ar putea lua fostul PDL. Plecând de aici, trebuie să venim în fața cetățenilor și cu proiecte și cu programe. De aceea, noi cei de la ALDE venim în fața tuturor partidelor politice cu un pact național de investiții pe care să-l semneze toate partidele din România, indiferent de doctrină, că o fi de stânga, că o fi de dreapta, că o fi de centru, un pact care să ne ofere nouă posibilitatea ca în următorii ani să ne ținem de cuvânt în fața poporului român, indiferent de ce guvernare va veni, iar dacă nu reușim să ne ținem de acest pact, dacă tot îl vom semna, să ne dăm demisia. Ce înseamnă acest pact național de investiții? În realitate este vorba de necesitatea ca România, din PIB-ul pe care îl are, să investească în undeva la 6% din PIB în România, adică banii să se ducă pe investiții. De ce spun lucrurile astea? Vedeți dumneavoastră, domnul Tăriceanu, atâta vreme cât a fost prim-ministru al României, a crescut salariile și pensiile, nu în mod artificial, ci în urma unor creșteri la nivelul PIB-ului României, în urma unei dezvoltări reale a României, în baza unor investiții din perioada 2004-2008. Considerăm că și acum creșterile de salarii, de pensii,
Și orice activitate la nivel social nu trebuie să devină o povară pentru guvernul României, viitorul guvern al României și pentru populația României, ci din contră trebuie să fie rezultatul unor creșteri economice reale, iar o creștere economică reală nu poate să survină decât în urma unui pact național pe investiții care să însemne banii din PIB-ul României dați către investiții care să ofere dezvoltare, care să ofere locuri de muncă în România. De aceea spun, pactul acesta constă în o înțelegere între toate partidele din România sau cele care vor dori cu adevărat să guverneze România, prin care 6% din PIB se duc pe investiții, iar dacă cei care semnează acest pact și ajung la guvernare, la sfârșitul unui an de guvernare nu ajung să facă investiții de 6%, să-și dea demisia. Pentru că așa este firesc, este vorba de un parteneriat pe care îl faci cu poporul român, nu te-ai ținut de cuvânt, pleci, lași pe altul care să ducă lucrurile astea la bun sfârșit. Adică, pe înțelesul tuturor domnilor, eu urăsc ideea asta să mă împrumut de bani să merg la nuntă. Nu, dacă știu că am să merg la o nuntă în toamnă, mai pun două rânduri de barabule. Exact, corect. Adică așa este corect. Firesc. Să pun încă două rânduri de barabule, vin barabulele în toamnă și am bani să merg la nuntă. Adică nu-mi bag copiii în foame, nu? Ca să merg la nuntă, să merg să mă distrez, să joc cu mâna în grindă. Corect. Că așa s-a făcut până acum și de asta am ajuns în calul ăsta. Corect. Aș vrea să vă dau un exemplu foarte clar. Vreau să vă spun că în 2015 investițiile au ajuns la o valoare de 42 de miliarde de lei. Da? În 2016 ce s-a întâmplat? Actualul guvern de tehnocrați își propune să cheltuiască 37 de miliarde de lei. Ce înseamnă asta? În 2015 am avut 42, acum ne-am propus 37. Deci din start avem 5 miliarde mai puțin. Dar în realitate, ceea ce s-a realizat până data de 30 septembrie, deci până la 1 octombrie, avem următorul lucru. 16,7 miliarde din deci 37, sub jumătate, adică 2,3% din ce și-au propus. Deci niciodată n-am reușit să ajungem la 6%, iar acest guvern tehnocrat, de la 42 de miliarde cu cât era a lăsat o guvernare a USL, a ajuns să propună 37, din care a realizat doar 16,7, ceea ce este, în opinia noastră, un dezastru. Trebuie să rezolvăm această problemă, să investim, iar domeniile în care vom investi sunt infrastructură, sănătate, învățământ, agricultură, energie, 5 domenii vitale pentru sănătatea poporului român. Infrastructura, o știm cu toții ce nevoie avem. La nivel de învățământ și de sănătate sunt domenii care pot crește noile generații în mod frumos, educate, cu știință și capabile să devină bun meseriaș mai târziu. La nivel de sănătate, poporul român are o problemă cu sănătatea pentru că medicamentele sunt foarte scumpe, se produc în străinătate la prețuri foarte mici, iar în România se vând de 400-500, poate 1000%, de 1000 de ori mai scump. Ceea ce noi și PSD-ul am propus foarte clar este să scădem aceste prețuri la medicamente, pentru că dacă ai o pensie de 4 milioane din fostul CAP și ești bolnav, e clar că nu-ți ajung 4 milioane nici să trăiești cu mâncare și îmbrăcăminte, dar nu trebuie să mai dai bani pe medicamente. Și evident zona energetică, care este absolut importantă pentru dezvoltarea României, pentru că avem un potențial energetic fenomenal în România, iar evident și colegii mei își vor spune punctele de vedere. Eu, care sunt profesor universitar, care am fost vicepreședinte al Comisiei de Învățământ în acești 4 ani de mandat, evident pot să vă povestesc, să vă spun de ceea ce ne dorim la nivel de învățământ, ce anume vom face cu banii din investițiile din învățământ. Dar până atunci vreau să vă întreb și vreau să vă urez să faceți parte din primul parlament care va trage la răspundere guvernul care nu respectă legea bugetului, domnilor. Pentru că legea bugetului este legea organică. Păi cum își permite un guvern care are în buget, în legea bugetului, are 38 de miliarde de lei. Asta înseamnă grosomod în jur de în euro, cam vreo 7 miliarde de euro, așa? Cum își permite și de ce nu mi explică mie, de ce nu este tehnocratul Cioloș, Julien, să-mi explic și mie unde se răspundă bani? Exact. De ce nu-mi explică și mie de ce am dat către Uniunea Europeană, bugetul Uniunii Europene, 1,8 miliarde de euro, dragilor? Anul așa, acesta și noi n-am făcut... Și n-am luat un cent. Noi n-am luat de la Uniunea Europeană. Deci noi am dat bani către Uniunea Europeană. Exact, și n-am luat un cent. De ce nu-mi explică și mie tot, Julien Cioloș, cum Dumnezeu în legea bugetului pe 2016, votată de Parlament în 2015, da,
bugetul făcut de guvernul USL. Au fost alocați 4,1 miliarde de lei, ceea ce înseamnă 1 miliard de euro, pentru noua lege a salarizării unice la bugetari. Și marți ni se spune că nu mai e niciun ban. Domnilor, 4 plus 2 și cu încă 3 miliarde, așa, sunt 13 miliarde de euro. Este o treime din bugetul României. Dumnezeule, unde-s banii ăștia? Exact. Chiar nimeni nu întreabă. Exact. Și vă urez să fiți primul parlament, primii parlamentari, care veți face parte din parlamentul, care va trage la răspundere guvernul apropo de banii alocați prin legea bugetului. Corect. Până una altă. Pentru că o lege votată trebuie dusă la îndeplinire de guvern. Guvernul este executivul. Fără îndoială. Deci guvernul e un prestator de servicii, nu sunt stăpânii noștri. Exact. Domniță, spuneți-mi care este proiectul ALDE pentru infrastructură. Păi știm întotdeauna când ne gândim la infrastructură, de fapt ne gândim la autostrăzi, la a face o legătură între diferite puncte din țară, pentru a ușura celor care fac transporturi auto sau feroviare, și ALDE și-a pus în plan dezvoltarea acestei zone de infrastructură prin construcția de autostrăzi. Pentru acest lucru este nevoie de forță de muncă, ținând cont că pentru un kilometru de autostrăzi sunt necesare în genere între 10 și 15 muncitori sau persoane calificate pentru a executa aceste lucrări, dar luând o medie de 12 persoane, iată așadar că pentru dezvoltarea infrastructurii s-ar putea crea în jur la 6500 de locuri de muncă. Doar asta, așa, dintr-o chestie. Numai pe infrastructura de dezvoltare a autostrăzilor. Da. Iată deci 6500 de locuri de muncă care în plan orizontal ar da de lucru și ar crea mult mai multe locuri de muncă, ținând cont că acești muncitori au nevoie de o haină, deci el câștigând pe șantier un salariu care să-i poată oferi un trai decent, își va cumpăra o hăinuță, asta înseamnă că el și familia lui se vor înnoi cu un costum, cu o haină, cu o încălțăminte, astfel că se va dezvolta mai departe și industria textilă, se va dezvolta și industria încălțămintei. Că să nu mai vorbim, ca să faci autostradă îți trebuie ciment, îți trebuie beton, îți trebuie bitum, îți trebuie fier beton, îți trebuie... Iar toți aceștia, evident... Nemai punând în contribuție și că acest muncitor care lucrează acolo trebuie să alimenteze, deci și industria alimentară se va... industria de preparaturilor de lactate, de carne, se vor dezvolta. Și acești bani din taxe și impozite, din industria alimentară, din industria... Din conexe, da. Din cele conexe, se vor întoarce înapoi la bugetul de stat, creând... De taxe și impozite. Nemai punând în calcul și aceste taxe și impozite, contribuind la creșterea economică a țării. Iată, deci, numai dezvoltând o zonă industrială, că pe orizontală se dezvoltă mult mai multe locuri de muncă, în afară de acele 6500 de locuri de muncă care ar fi necesare strict pentru darea în folosință a autostrăzii. ALDE își propune, dacă va ajunge la guvernare, își propune ca în anul 2017 să dea în folosință 200 de kilometri de autostradă. Sperăm cu ajutorul bunului Dumnezeu că se va împlini acest lucru și ne vom putea bucura cu toții de aceste mari realizări. Ăsta e, domnul Niță, scuzați-mă, acesta este festivalul diasporii, domnul Niță. Că așa ne aducem copii acasă, cu locuri de muncă.
Nu cu buhaiul de pe aeroport. Păi nu țineți minte ce spunea Traian Băsescu, să plece, domnule, da, cât plece, mai mult, da, să plece, da, cât, da, mai mult, exact, ca să scăpăm de ei, ca să, da, nu mai, să nu le mai dăm nimic. Exact, să le dăm, deci, așa social. Vedeți și metehnile lui Gheorghe Flutur, cu facem ceva pentru diaspora, au făcut zilele diasporii, da, au adus 3 cântăreți, 3 trompete, 3 aia, și s-au spus că se gândesc la diasporă, dar în toată perioada guvernării domnului Traian Băsescu, când Gheorghe Flutur era secretar de stat, era secretar, nu, a fost și, era secretarul general al partidului, deci era al doilea om în PDL. Românii au plecat în corpuri, au fugit pentru că nu mai aveau cu ce să hrănească în România. S-au beșenit. Am scris cu oi pe dealuri, am făcut tot felul de spectacole care pentru mine erau de râs și de plâns în același timp, dar în realitate nimic. Am văzut posturi de televiziune care lăudau 1 miliard de euro, aveai senzația că vin tiruri și vagoane întregi de pline bani. Cu bani, da, da, în Suceava, și când ne uitam, întrebam unde-s banii. Nu-s, da? Erau Paște în Bucovina, Crăciun în Bucovina, ca și cum asta era problema românului. Dar problema românului, aveai impresia că vorba dumneavoastră că se scarcă vagonete cu banii gara burdujeni și când primai salariul tu ca profesor vedeai că-s jumătate din bani. Și te întrebai, bă, la unde-s banii care îi aduce? Și când te gândeai că dacă, așa cum se lăuda Flutur, că s-a investit 1 miliard de euro în Suceava, păi cu 1 miliard de euro ar fi trebuit să făcut încă un oraș ca Suceava din temelii, nou-nouț. Da? Se făcea cu 1 miliard, se făcea cel puțin calculasem la o comisie a BDL-ului atunci, da, l-am întrebat pe domnul Flutur. Unde sunt cele 40.000 de apartamente cu bun simț 2,5 locatari. Păi în Suceava sunt acum 42.000 de apartamente, de locuințe, da? Da. Asta nu înseamnă, da, încă un oraș, oraș, încă, exact, un oraș. Unde e orașul cel nou, că eu nu l-am văzut. Cu străzi, cu tot ce trebuie. Fără, deci, de-a, doar minciuni și doar povești. De aceea cred că e firesc și e normal ca la momentul acesta să avem de-a face cu miniștri serioși, care știu despre ce e vorba. Pentru mine a fost, pentru mine a fost o mare deziluzie când am auzit de guvern tehnocrat. Eu am zis, nu votez, e o mare poveste. Dar totuși am zis, bă, cine știe, vin tehnocrat. Mi s-a spus, bă, vin de la Bruxelles, din comisiile mari, oameni specializați acolo, cu școli în afară, cu expertiză lucrată la Bruxelles și în străinătate. Și când au venit aici, ne-am dat seama că de fapt erau niște pedeliști trimiși acolo pe goflați, niște sinecuri, goflați, pe, da, niște, da, sinecuri și niște bani care au crescut în slujba unor interese altele decât ale României, care s-au întors aici și fac pe plac multinaționalilor și altor state decât statului român. Ceea ce pentru România zic eu că a fost un mare dezastru. Domnul Miron, sunteți primar într-o localitate unde populația mare majoritate se ocupă de agricultură. Care sunt proiectele ALDE pentru agricultură? Observați dumneavoastră, din grânarul Europei am ajuns acum să importăm, să cumpărăm tot ceea ce este în magazine acum. Din 10 felii de pâine importăm 7. Da. Deci cred că ar trebui mărit procentul din PIB pentru agricultură în general. Deci ceea ce se vede la ora actuală în teren. Mulți vorbesc, dar vorbesc din birou, dar nu cunosc cu ceea ce se confruntă agricultorul. Deci observ, oamenii se împrumută primăvara să-și samene pământul, să-și prășească pământul. Păi n-avem subvenție, domn primar, dar n-avem subvenții? Da, subvenția vine cu întârziere. De un an. Deci, da, vine poate în toamnă când deja oamenii recoltează. Deci dacă spunem că avem creștere economică, e normal să avem bani în plus la buget. Nu să ne împrumutăm. Nu să ne împrumutăm dacă spunem că avem creștere. Absolut corect. Ar trebui acordate subvenții în agricultură. Deci am lucrat 2 luni în Germania, am avut un oarecare contract cu mulți ani în urmă. Deci agricultorii acolo, spre exemplu, la livez, trebuiau să stropească, trebuiau să facă anumite lucrări. Le dădeau o cantitate de motorină, deci care o luau cu câțiva cenți, cum era atunci, deci, și îi subvenționa. Dar veneau toate aceste subvenții primăvara, când avea omul nevoie de ele, nu veneau toamna sau iarna, așa. Da. Deci li s-a acordat aceste subvenții și puteau să se dezvolte. La noi, deci oamenii care au pensiile mici
salariile mici, din pensiile alea, din ajutoarele alea sociale. Deci toți banii ăștia îi bagă în agricultură când, cu nădejdea că la toamnă vor recolta și vor avea. Dar observăm că în agricultură, deci oamenii trăiesc din agricultură, oamenii trăiesc foarte greu. Deci aproape imposibil. De aceea consider că din PIB trebuie acordat un procent mult mai mare. Bineînțeles, și PIB-ul ăsta când este făcut, vorbim iarăși aici, nu vorbim doar electoral, să hrănim electoratul cu iluzii, cu nădejdi înșelătoare. Da. Deci matematic trebuie foarte bine calculate. Dacă spunem că reducem niște taxe, trebuie să vedem în același timp de unde acoperim aceste reduceri de taxe, da? Deci de unde luăm. Și vă spuneam, deci noi nu ar trebui să ne axăm pe importuri. Noi ar trebui, ca și țară, ar trebui să exportăm. Noi prin import creștem, creștem economic alte țări. Corect. Și noi decădem din punct de vedere economic. Gândiți-vă că ambasadorul Marii Britanii la București a spus că România este capabilă să hrănească 80 de milioane de oameni. Lucru pe care patru românii. Lucru pe care România l-a făcut fiind grenarul Europei, exportând grâne pentru toate țările socialiste din Cairo și nu numai, mergeam și în America de Nord. Sud. Și în America de Nord, Canada, și în Canada. În Canada. Da, da, deci da. Centrala nucleară de la Cernavod a fost cumpărată pe carne și pe telemea românească. Nu e o glumă. Deci trebuie să vorbim practic, nu așa doar corect, teoretic. Deci să ne implicăm, să mergem, să stăm de vorbă cu oameni, să vedem cu ce se confruntă. Vorbim despre familie, da? Dar noi nu suntem familiști, da? Deci eu pot să vorbesc din postura tata a 6 copii, pot să-mi permit să vorbesc despre familie. Dar alții care nu au habar, deci s-a spus că guvernul actual, da, se vor pune oameni profesioniști. Fiecare este specializat pe finanță, merge la finanță. Dar constatăm că oameni cu științe economice sunt la finanțe. Deci nu cred că ăsta e guvernul tehnocrat, cum îl numesc ei, dar numai tehnocrat nu se numește. În momentul în care domnul Cioloș, deci este implicat politic și PNL-ul flutură peste tot. Deci nu înseamnă că este guvern tehnocrat. E bine spus, îl flutură. Da. Domnul primar, am stat de vorbă cu domnul ministru Achim Ilimescu acum o vreme și îl întrebam, domnule, ce fac? Eu am declarat, eu sunt de bună credință, da? Și am declarat că am acasă să nu plătesc impozii mai mult, am 2 hectare de teren arabil, am 4 vaci, am 10 oi, 6 porci și 100 de găini. Când vine acasă, nevastă mi-a spune că eu de bună credință am pus acolo și am declarat că alte animale am. Și când vine acasă, spune nevastă, băi bărbate, vezi că alea 4 vaci ale noastre au fătat, găinile din alea 100 au căzut cu lușcă pro 60. Și oile cam becăie, afătare, și după aia vine perceptorul după 6 luni de zile și vede că nu mai am 4 vaci și am 8 capete, nu mai am 100 găini și am 600 și așa mai departe. Și nu mai dă nimeni să vin. Și îl întreba pe domnul Achim Ilimescu. Domnul Ilimescu, domnul ministru, conform codului penal, eu am făcut un fals în declarații, te-ți mă duc la pușcărie cu ăla care a furat sau cu ăla. Dom'le, mă duc la pușcărie că mi-a fătat vaca. Este exact ceea ce spuneam dumneavoastră, că nimeni nu se pricepe la nimic. Și doi la mână vreau mecanizat. Da, și doi la mână vreau să vă mai spun un lucru. Când te-ai dus și ai declarat că ai 4 vaci sau 10 vaci, vei primi subvenție și anul viitor și peste 11, peste 12, peste 3 pentru alea 10 vaci. Da. Dacă tu ai 15, pentru restul nu mai primești. Pentru că atât s-a negociat cu Uniunea Europeană, iar pot să spun, ticăloșii care au negociat subvențiile pentru Uniunea Europeană și-au bătut joc de români. Vreau să vă spun că domnul Cioloș a fost pus de câte franțuși, șef peste agricultura europeană. Comisar european pe agricultură, da. Iar în România subvenția este de 100 și ceva de euro pe cap de bovină, iar în Franța este de 900. Și eu stau să mă întreb, oare franțuzul e mai european decât mine cu vreo 700 de euro pe cap de bovină decât românul? Vaca de acolo? Răspunsul este da, pentru că el are comisar european, noi n-avem. Exact. Pentru că domnul Cioloș a spus că dânsul nu reprezintă România. Despre asta cum este, România? Despre asta este vorba. E cetățean român, cum adică să nu reprezintă despre asta este vorba. Domnilor, îmi pare rău, timpul alocat emisiunii noastre s-a terminat. Mai aveam nevoie de vreo 3-4 emisiuni, dar în mod sigur, dacă veți accepta invitația mea, ne vom întâlni și săptămâna viitoare. Vă mulțumesc, am discutat multe lucruri interesante. Acum vreau să le spun sucevenilor că
să le mulțumesc și dânșilor care au stat cu noi până la această oră târzie, dar să spun încă o dată la mulți ani colegilor mei de la Televiziunea Plus, care noi mâine sărbătorim 9 ani de la prima emisie aici în studiurile TV Plus Suceava. La mulți ani TV Plus, o seară bună Suceveni. Noi le spunem la mulți ani TV Plus. Vă mulțumim frumos, doamna ajută. La revedere Suceveni, noapte bună și să ne vedem cu bine.